Cu vreo 20 ceva de ani în urmă eram în Catedrala Metropolitană. Și am fost martor al unui asemenea exorcism. Catedrala era aproape plină. La catedrală era frescă plină. Nu era prima oară când fata respectivă, care o fată posedată, primea aceste exorcisme. Se întâmpla la primera fois că cette fille recevait la des exorcismes. Mulți se adunaseră și din curiozitate. Il y avait beaucoup de gens par curiosité. Ca peste tot, oameni mai mult sau mai puțin credincioși. Il y avait aussi des gens plus ou moins pratiquants ou fidèles. Și priveliștea pe care o vedeai te făcea să iei act de realitatea diavolului. Nu se mai punea problema de a crede sau de a nu crede. La vue te faisait, te était convaincante de la présence du diable. Il n'y avait pas de doute. În cartea pe care am scris-o arăt niște semne distinctive între boală psihică, boală organică, ce poate fi ușor asimilată exorcismului și exorcismul propriu-zis, posedarea propriu-zisă. Dans mon livre, je montre plusieurs signes et différences entre la maladie psychiatrique et l'exorcisme, la possession diabolique. Ceea ce am văzut cu ochii mei, această fată care era, repet, cu 20 ceva de ani în urmă, era o fată foarte mică de statură și slăbuță, un fost elev olimpic, un om deosebit de inteligent. Il s'agissait d'une petite fille pas trop grande, maigre, c'était une fille très intelligente qui avait participé à des concours d'olympiade à l'école. Și care la racla Sfintei, în timp ce făcea exorcismele, se manifesta deosebit de agresiv. Et au reliquaire de Saint Paraskevi, qui a Iași, lors des exorcismes, elle se montrait très agressive. De fapt, agresivitatea nu era aici, a Duhului care o stăpânea. Ce n'était pas l'agressivité de l'esprit qui la maîtrisait. Fata era ținea gura larg deschisă, fără să articuleze mandibula, ca să vorbim, trebuie să articulă mandibula, maxilarul, gura era larg deschisă și prin ea se auzea vocea demonului, cu totul înfricoșător, vorbind prin ea. La fille gardait la bouche ouverte, sans bouger le maxillaire, et on entendait une voix qui sortait d'elle-même. Le diable qui parlait par elle-même, par cette fille. Voce care se manifesta agresiv, amenințător. Une voix qui se manifestait d'une manière agressive et menaçante. Și care celor apropiați le povestea lucruri pe care doar ei le știau. Et à ceux qui, aux proches, racontaient, cette voix racontait des choses intimes. Iată aici deja două semne distinctive foarte clare. Unul dintre ele cel mai evident, când omul vorbește fără ca fiziologic aceasta să fie cu putință. Practic, nu el vorbește. Gura este deschisă larg, inertă. Este imposibil să articulezi cel mai mic cuvânt în felul acesta și demonul vorbește prin este un semn înfricoșător pe care pur și simplu îl constați cu acea frică pe care o instruă prezența celui rău. Voilà, un dessin épouvantable. Donc, malgré l'impossibilité physique de prononcer, de parler, on entend cette voix d'une manière épouvantable qui nous met en frayeur. În asemenea situație, a celui posedat, apropierea este foarte puternică și teama este foarte mare. În acest moment, un sentiment de crainte, un sentiment très fort de crainte. Dar de fiecare dată când demonul insuflă pe om sau se apropie de om, puterea demonică, mais chaque fois quand le démon s'approche de l'homme, se apropie cu o presiune care forțează libertatea omului.
il s'approche avec une force qui oblige la liberté de l'homme. Și se manifeste prin gânduri obsesive. Se manifeste par de pensées obsessives. Prin frică, întotdeauna prezența Domnului produce frică. Par la peur, en produisant de la peur. Pe când prezența îngerului niciodată nu duce la gânduri obsesive și repetate. Alors que la présence d'un ange ne ramène pas des pensées obsessives et répétées. Și nu forțează libertatea omului. Et ne force pas la liberté de l'homme. În cazul celui posedat este mult mai mult decât atât. Dans le cas de quelqu'un qui est possédé, il y a plus que ça. Practic, libertatea omului este cu totul alterată. La liberté de l'homme, elle est totalement altérée. Și aproape orice om posedat, fie că înainte a fost credincios sau nu, et presque tout homme qui est possédé, qu'il soit ou non fidèle, duce această realitate înspăimântat ca pe o boală cumplită. Porte cela comme d'une manière, il a très peur et porte cela comme une maladie. Credincios sau nu, înainte de acest lucru, toți vor să scape de o asemenea realitate. Fidel ou pas, vis-à-vis de cette réalité, il veut s'en débarrasser.